Biserica dintre ape de la Bezit, județul Mureș, importantă atracție turistică a zonei, a fost reconstruită. Până să se dărâme complet, turnul lăcașului de cult răsărea din lacul de acumulare și era fotografiat an de an de sute de turiști. Acum a fost reconstruit cu bani din donații, iar noua biserică poate fi deja vizitată. Iată cum arăta în trecut turnul bisericii care răsărea din apa lacului Bezit, din județul Mureș. După ce s-a dărâmat complet, oamenii au decis să reconstruiască biserica. 8 ani mai târziu a renăscut. Gaspar Peter, ghid turistic, a fost simbolul programului de distrugere a satelor din comunism și a rezistat în apă până în 2014, după care s-a prăbușit de tot, dar prin donații publice am reușit să reconstruim biserica, fix acolo unde era în apă. Turiștii care ajung în zonă sunt atrași de povestea satului scufundat. În trecut, comuniștii au decis să amenajeze un lac de acumulare în locul satului. 180 de case și biserica au fost cufundate. Lucrarea a fost una anevoioasă pentru că biserica stă chiar pe apă. Au fost așezați 36 de piloni de beton de 15 metri fiecare, pentru care s-a forat în lacul de acumulare. Turnul are 20 de metri înălțime. Matei Zoltan, arhitect, biserica a fost fondată pe piloni având în vedere că e un loc periodic inundat. Eu am urmărit un singur lucru, să reconstruim această biserică pe amprenta fostei biserici. Biserica în trecut catolică a primit acum numele de Biserica Solidarității și toți oamenii, indiferent de confesiune sau religie, sunt bineveniți. Reconstrucția a costat 350.000 de euro, iar turiștii o pot vizita gratuit, relatează click.ro.